Salut și bine v-am găsit la ultimul tutorial din 2013. Ca de sfârșit de an, așa, am hotărât să fac un tutorial cu rank-uri pentru forumuri și o să vă dau un mic cadou, așa, de an nou. În descriere veți găsi link-ul cu toate fonturile mele, special alese toate de pe site-uri. Deci nu au fost toate din pack-uri, nu nimic, toate alese cu mâna. Așa, acum trecând la tutorial cu rank-uri. File, new. Dimensiunile nu prea le știu așa bine, să fiu sincer. O să improvizez voi dacă găsiți rank-uri, o imagine cu rank-uri, puteți să vă luați după ea. Deci eu o să voi face ceva gen, cred că las 320 cu 30, să vedem. Merge cam greu, așa. Prea lung, dar nimic. Eu pot ajusta, am acest crab tool care mă ajută să fac imaginea cum o doresc eu. Adică așa. Mie mi-ajunge așa. La mine e bine așa. Ok. Primul lucru, vom face un background negru. Să vedem ce lucrăm. Deci complet negru. New layer. Dăm pe alb. Și luăm round and rectangle tool. Așa. Acum vom face o formă simplă. Astfel încât să acopere. Schimbați culoarea, intrați din nou la Shapes, Fill și căutați o nuanță. Așa. Era prea alb și nu prea vedem background-ul. Ok. Să-l poziționăm cum trebuie. Mai aproape. Așa. Cred că voi lucra așa acum. Să vedeți și voi ce se întâmplă aici. Ok. Luăm Rectangle Tool. Albul selectat. Facem câteva linii, așa, știu cum să zic, linii mai subțiri. Fill-ul pe alb și cât RLT, o întoarceți așa la 45 de grade, da, cred că sunt 45 de grade. Rasterize layer și create clipping mask. Și din nou Ctrl-J, click and mask, Ctrl-J și mai încoace. Aveți grijă să dea bine aici. Create clipping mask. Așa. Copy, Ctrl-J, Ctrl-T, flip horizontal, enter, shift-ul apăsat. Și punem cam așa, se semene cu partea cealaltă. Ok. Pe mijloc vom face un o imagine de brush. Un brush cam de cât e acolo? 90. Ok. La mine e 90, la voi poate fi 80, 120, nu contează. Depinde cum vreți să fie. New layer.
Tool acum. Vedeți că când este un tool, deci asta un shape, și veți să puneți un text, ea va, când dați click, ea va lua forma ca o foaie de scris, adică va scrie pe ea așa, vedeți? Bine, ca să nu faceți asta, ștergeți tool-ul. Ca să nu put să faceți asta, dați click de la tool altundeva. Așa. Și eu voi scrie de obicei se spun gradele. Cred că voi scrie și eu administrator. Ok. Să vedem ce funt alegem. Și așa avem multe. Dar sunt multe și greu să găsesc fontul potrivit și voi o să stați tot la fel de mult ca să găsiți un font potrivit pentru gradele voastre și eu cred că l-am găsit. Așa, îl voi face alb. Aducem deasupra administrator. Îl vom face mai mic. El este 18, văd pe cum văd eu. Îl vom face 12. Ok. Fontul Basic Little Font. Ca să știți ce font folosesc. Îl veți găsi tot în pack-ul cu fonturi. Administrator va sta aici. Și vom face o culoare. De obicei roșu, după cum știu eu. Așa sunt administratorii. Roșii de furie, că nu le ies multe. Drop shadow. Am uitat la click dreapta, bleeding options, drop shadow. 1.02 sau 0.02. Cred că e mai bine. Sau 1. Da, 0.01. Și scădem opacitatea. Distance-ul l-am pus la 0 pentru că distance-ul face umbra să se ducă cât mai departe și dacă e la 0 o va pune exact în spatele textului. Deci ok. Încă un textul. Nu știu dat acum apare. Așa. Acum de obicei se pune site-ul, dar nu vom face pentru un site anume și vom pune text site. Template-ul, de fapt, ce lucrez eu acum, este un template. Îl puteți găsi în descrierea videoclipului. Și veți pack-ul de fonturi pus înainte, deci înainte să luați să deschideți PSD-ul, luați pack-ul de fonturi și instalați toate fonturile și după aceea deschideți-l, pentru că dacă nu veți instala fonturi și nu le aveți, se va schimba automat fontul și va mai avea același efect, dar oricum rank-ul în sine va fi același, deci îl puteți folosi. Textul, așa, intrăm aici la proprietățile textului și veți găsi un VNA. Aceasta este distanța dintre litere. Ok. Faceți cât vreți. Micșorați textul. Eu lui face de 9. 9. Cred că și mai mic. Chiar de 8. Și voi scădea distanța literelor. Așa. Să vedem cum arată. Ceea ce e ciudat.
dat nu prea se vede ce scrie. Atunci facem altfel. Putem folosi alt font, dar nu chiar îmi doream asta. Cred că voi fi folosit Bevas. Nu e. Da. Nu știu cum se pronunță așa de bine. Font 18-14. Dimensiunea o puteți spune și voi. Eu pun 16. Și cred că acum se va vede. Vedea. Să nu fac. Așa. Și acesta va fi tot pe bas. Celălalt. Unește aici. Și o distanță. Mărimea. 10. Distanța. Haide măi. Așa. Cele două așa. Le poziționați cum vreți. Și acum se vede. Se vede foarte bine. Administrator text site. Ok. Acum ce mai putem face? Sunt prea puternice aceste linii. Și vom face în felul următor. Le vom scădea opacitatea. Așa. Ok. Acum luăm din nou rectangle tool albul și facem o formă tot la fel de nu știu, dreptunghiular, să zicem. Ok. Este ceva mai mare asta. E bună. Așa. Click dreapta sau nu. Să fie la fel cum am zis, click pe shape tool, fill-ul și roșu. Nu mai se găsesc un roșu. Da, cred că e mai bine când faceți breathing options, color overlay și dați roșu direct. Așa. Ok. New layer. Create clipping mask pe acesta. Brush-ul negru. Și aici nu se va întâmpla nimic, deoarece aici trebuie să dăm Rasterize Layer. Cred. Și Convert. Da, trebuie să dăm Convert și Rasterize Layer. Ok. Oh. Aici. Aici. Așa. Și în mijloc va veni, cred că primesc, un alb pe color dodge, cred. Sau nu pe color dodge, pe screen. Pe screen. Și îl extindem puțin. Nu cred că e tot la fel de bine. Și unul roșu. Acesta este pe screen. Color dodge, scuzați-mă. Cred că primesc. A, nici asta. Ce are asta? Screen, nu? Overlay. Nici overlay. Atunci ce mă mănânc? Schimbăm culoarea. Întâi dăm color touch. Așa. Schimbăm culoarea neapărat. Color overlay. Așa. Ok, și ok. Convert. Color dodge. Și așa. Putem adăuga un lens flare. Deci este bine să adăugăm un lens flare. Dați-vă caut un lens flare. Textures, lens flares. Ok, aici. Putem adăuga un lens flare. Lensflare-ul deja există la un videoclip anterior. Scuzați-mi bâlbâială, e cam dimineață. Acesta-l voi alege eu.
va rămâne așa. Click dreapta, rasterize layer, image, adjustments, hue saturation, scuzați. Ce va fi roșu, dacă aș găsi un roșu? Și cred că am găsit. Această lumină este prea intensă, ca să o domolim, facem brightness, click dreapta, crippling mask. Sau ca să-i dau și aici în dreapta sunt niște, sunt niște părți care nu le plac și nici în dreapta. Și putem face așa ceva, dar cred că vă dau un crit și aici. Dar nu. Nu, e bun. Lăs așa. Ok. Ctrl J și punem și aici. Aceeași procedeu. Click dreapta, convert aici, rasterize layer, create clip mask, schimbăm culoarea, brush tool, așa, scădem opacitatea, create clip mask din nou, scădem albul acum. Așa. Ok. Acum lens flare-urile. Să vedem acesta. Ctrl J. Create clipping mask. Și îl vom pune, fără create. Pune clipping mask. Și Ctrl T îl vom face mai mic. Și mai mic. Așa e bine. Ok. Bun. Pe mijloc, ca să facem formăm un triunghi aici. Și ca să fie mai fie totul mai plăcut, putem pune și un logo chiar. Eu îl voi pune pe al meu. Voi puteți pune logo-ul site-ului sau ce doriți. În partea aceasta. Vă pune logo. Scădem opacitatea. Good, zic eu. Sau chiar mai, sau chiar full putem pune. Da. Ok. Așa. Acum arată bine. Și vom face în felul următor acum. Vom folosi gradienturile. Nu aici. Așa, gradienturile. Gradients. Ok. Gradient. Încă un gradient. Da, deja știți gradienturile care le folosesc. Erau tutorialele precedente, dacă nu le știți, urmăriți-le. Și acum vom face un gradient al negru. Overlay sau soft light. Soft light. Și vom șterge background-ul. Și cred că am făcut eu o prostie că am lăsat acele lens flare-uri. Așa. Voi face mai mici. Mult mai mici.
spate este un background. Noi nu vrem să facă acest background, deci dăm create clipping mask și el va fi aici. Și aici create clipping mask. Ok. Just brightness. Așa. Și la ultimul, unde era aici, tot create clipping mask. Și să vedem cum arată cu background. Arată bine. Destul de bine. Acest tutorial deja s-a întins pe câteva minute bune. Deci nu vom mai sta mult să retușăm așa multe. Deci am pus gradient negru. Ok. Acum dăm un gradient colorat, acesta soft light. În jur de 10 sau 7. Numai cât se dea puțină coloristică. Și să vedem niște gradienturi. Luăm un gradient. Îl voi face așa. Și îl voi lăsa pe albastru să dea un pic de culoare. Și aici vine curves-ul. Cel de pe RGB dăm puțin în dreapta, să avem puțină umbră și la blu deja știm. Gradul arată foarte bine, zic eu. Părerea voastră poate fi alta, dar cred că m-a descurcat bine. Și cam atât. Stați să debifez acesta. Ok. Cam atât, să vedem mai bine ce am făcut. Așa, full screen. Dacă vedeți, înseamnă că e bine. După cum vedeți, arată destul de bine. Am făcut așa mai mare ca să vedeți ce se află aici. Sau, mai simplu, așa. Sper că v-a ajutat acest tutorial. Un an nou fericit vă urez, nu uitați de fonturi,